ziua! Bună ziua! Ia uitați cu ce am venit eu astăzi la voi. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem împreună acest tortuleț brăduț cu blat umed de cacao și cremă de banane. Tort brăduț! Ia uitați-l! Sper să-l încercați, tort cu blat umed de cacao și cremă de banane. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și o să avem nevoie pentru blat, începem cu blatul, o să avem nevoie de 25 de grame de cacao, 100 de grame de făină, 8 grame de praf de copt, 90 de ml de ulei, 3 ouă, 95 de grame de zahăr, esență de rom, un praf de sare. O să avem nevoie de un tel. Să le amestecăm pe toate, nu este nevoie de mixer, decât cutelul, amestecăm. Și să începem, să facem un bol, punem zahărul, vom adăuga 3 ouă, vom adăuga un praf de sare, vom adăuga uleiul, 90 de ml de ulei, și esența de rom. Acum fiecare pune după gust. Eu am să pun mai mult, să fie aromat. Și amestecăm. Și vom amesteca până când zahărul se va topi. Și în momentul când zahărul este topit, o să adăugăm cacaua, făina și praful de copt. Așa, zahărul este aproape topit și între timp eu am aici o formă, este înaltă de 10, are 18 de diametru aici deasupra și de 12 de desubt. Am pus puțin ulei și am să ung așa cu ulei. Așa. Și am să umbra cu hârtie de copt după ce o ung. Am hârtie de copt. Și am să umbra așa bine. Ia uitați. Așa. Și am să-i pun și un fund aici jos. Așa. Am tăiat. Așa. Am să pun aici pe fund. Este aici, am să tai. Uitați așa. Am pregătit forma. Ia uitați. Am pregătit forma. Am tapetat-o cu ulei și cu hârtie de copt. Acum o dăm deoparte. Continuăm. Zahărul s-a topit. Cuptorul l-am deschis. Este încălzit. Acum am o sită. Așezăm aici deasupra. O să punem făina. Praful de copt și cu cacao și o să cernem totul.
Acum amestecăm bine totul. Așa. O să dau deoparte paleta. Și o să turnăm în această formă toată compoziția noastră. O turnăm pe toată și o dăm la cuptor. Acum dăm compoziția la cuptor la 180 de grade, circa 30-40 de minute. Pentru cremă vom avea nevoie de un ou, 50 de grame de făină, vom avea nevoie de 2 banane coapte, de 200 de mililitri de lapte, zeamă de lămâie, puțină scorțișoară, un praf de sare și o să facem crema de banane pe foc și apoi o să o unim cu 200 de mililitri de frișcă îndulcită și 250 de grame de mascarpone, să fie fără zer. Dacă puneți frișcă proaspătă, adăugați 100 de grame de zahăr pudră. Acum, într-o uliță, o să punem pe foc oul nostru cu laptele. Un praf de sare. Puțină scorțișoară. Cu zeamă de lămâie. Acum o să adăugăm bananele. Înainte de a umbla cu mâna pe banane, le spălați și le uscați bine. Așa, punem bucăți. Acum o să dăm pe foc și o să amestecăm cu untel. O să amestecăm așa bine și punem pe foc. Așa. Strivim așa bine bananele. Ele sunt moi, chiar dacă rămân bucățele, este foarte bine. Așa, și amestecăm bine și amestecăm în continuare pe foc, vedeți? Acum adăugăm și făina. O adăugăm toată odată. Ia uitați. Așa, și amestecăm bine, bine, bine. Ia uitați. Și continuăm pe foc. Așa. Ia uitați crema, vedeți cum se îngroașă. După ce s-a îngroșat, o punem într-un vas și o acoperim cu folie transparentă și o lăsăm să se răcească. Crema este gata. Ia uitați. Acum o să o punem într-un vas. O punem într-un vas. O luăm pe toată și o punem aici într-un vas.
Aceasta este o oală care nu se lipește, o recomand. Linkul îl găsiți în comentarii, în prezentarea video. Așa, luăm folie și punem deasupra. O lăsăm să se răcească acum. Lăsăm și blatul să se răcească și între timp o să batem frișca cu mascarponele. Ia uitați. Crema de banane coaptă pe foc. Acum vom bate frișca, deci 200 de frișca, frișca îndulcită. O să batem frișca. Adăugăm și mascarponele. Așa. Adăugăm așa în interior aici. Și amestecăm în continuare. Frișca cu mascarponele este gata. Așa. Ia uitați. O dăm la frigider și așteptăm să se răcească crema. Blatul de cacao este gata. L-am lăsat să se răcească puțin. Să-l scoatem din formă. Vedeți? Așa. Ia uitați, să scoatem și partea de jos. Un blat mic, o să facem un tortoleț mic, îl lăsăm să se răcească bine acum. Așa, îl întoarcem, îl lăsăm să se răcească. Așa, avem blatul, este de 18. Avem frișca cu mascarpone și avem crema de banane. Este aproape rece, lăsăm să se răcească și pandișpanul. Și o să unim frișca cu mascarponele cu crema de banane. O să tăiem în straturi pandișpanul, blatul nostru cu cacao. Ia uitați ce frumușel este. Vedeți? Blat cu cacao. Așa. Aici avem crema de banane răcită. Crema de banane. Cu frișca și cu mascarponele. Și aici blatul nostru. Blatul nostru micuț. Ia uitați-l. Blat cu cacao. Blat umed cu cacao. Și tortul o să-l montăm în această oală unde am făcut blatul. Pentru crema noastră de banane, acum o să unim crema de banane care am fiert-o cu mascarponele și cu frișca. Și o să unim așa, încet, puțin câte puțin. Așa. Și amestecăm încet.
vedeți ce bunătate este. Să-l încercați. Așa. Amestecăm totul. Așa, și am obținut crema noastră de banane. Amestecăm bine. Așa. Blatul nu necesită însiropare. Așa. Cremă de banane. Acum, pe un fund o să tăiem blatul. O să tăiem blatul în patru straturi. Așa. Să-mi dau semn. Așa. Ia uitați, ăsta e primul strat. Și o să mai tăiem încă de două ori. Așa, al doilea, ia uitați. Și al treilea, și o să avem patru straturi, deci tăiem de trei ori. Am tăiat, am împărțit în patru. Avem patru straturi și acum o să punem și o să mântăm în această bregăboară cu folie alimentară și o să o punem așa peste tot. Așa, am îmbrăcat. Acum o să punem primul strat. O să-l punem aici jos. O să părțim crema în patru. Și o să punem trei straturi în interior și unul deasupra. O să luăm crema și o să punem peste. Așa. O să lăsăm și pentru decorare. Vedeți? Așa. Acum îl punem pe următorul. Punem deasupra crema. Nu trebuie însirupat blatul. Acum o să punem al treilea strat. Apăsăm așa puțin. Punem din nou cremă. Îl acoperim și îl lăsăm până mâine
sau măcar 5-6 ore ca să-și tragă blatul din cremă. Așa. Și acum o să punem ultimul, vedeți? Eu am să pun așa, cât cum este. Așa. Și acoperim cu cremă. Acum o să luăm și o să acoperim cu folia care ne-a rămas aici deasupra. Așa. Și acoperim așa bine. Acum dăm la rece până mâine dimineață sau pentru 5-6 ore și mâine dimineață îl scoatem din formă. Tortul o să fie pus invers, aceasta o să fie partea de jos și partea de sus cea mai îngustă și o să-l decorăm. Avem tot ce ne trebuie, avem, ia uitați, tortulețul nostru care s-a odihnit de seara până dimineața. Avem restul de cremă care ne-a rămas. Am mai bătut încă 500 de grame de frișcă. O să avem nevoie pentru urnat și o să vedem cât o să trebuiască să folosim. Apoi un pic de sirop de mentă ca să colorăm. Conuri de înghețată. Și zahăr granulat. Și acum o să întoarcem tortul, o să-l scoatem din formă și o să-l decorăm. Este făcut cu cremă de banane și cu blat umed cu cacao. Așa, pe un platou o să punem tortul nostru. O să-l desfacem, ia uitați, desfacem de aici și îl punem pe un platou. Așa, îl scoatem din formă. Eu l-am pus în folie de plastic. Așa. Acum am să pun deasupra și o să răsturnăm. Ia uitați. Și o să-l scoatem din formă. Ah. O să scoatem și folia. Așa. Ah, ce frumos arată. Vedeți? Așa. Și acum am să-l dau aici mai în față. Așa. Crema noastră care a rămas. O să mai adăugăm puțină frișcă. O să amestecăm și o să îmbrăcăm tortul. Ia uitați, este super. Așa. Și adăugăm frișca puțin câte puțin ca să putem îmbrăca tortul. Frișca adăugăm cât este nevoie. Așa. O să mai iau puțin. Adăugăm aici. O bunătate. Cacao și banane. Așa. Le punem într-o puțin.
așa, un con. Ia uitat. Am să-l pun aici deasupra. O să umplem ca să dăm formă unui brăduț. Și o să umplem conul cu cremă. Așa. O să umplem bine, bine cu cremă. Așa. Așa. Am umplut conul nostru. Îl las aici deoparte și acum o să punem pe tort și o să-l îmbrăcăm cu crema. Așa. O să-l îmbrăcăm cu crema. O să punem peste tot așa. Așa. Și le îmbrăcăm bine, bine. Și apoi o să-i dăm o formă de brăduț. Așa. Așa. Aici deasupra o să punem și conul nostru. Și o să-l îmbrăcăm cu crema. Asta este crema de banane, este super, super bună. Așa. Încet, încet prinde formă. Să facem un brăduț așa micuț. Așa. Vedeți? Așa. Am dat această formă. Acum o să punem din frișcă aici, o să luăm și o să adăugăm puțin sirop de mentă să colorăm și amestecăm. Așa. Acum, ia uitați, acum o să punem într-un poș, am pus într-un poș și acum să decorăm. Să vedem cum decorăm. Ia uitați, așa, una câte una o să punem.
primul strat și acum începem. Vedeți? Acum o să trecem la al treilea. Așa, cu frișca care ne-a rămas, dacă mai e nevoie, o colorăm și terminăm. Ia uitați, vedeți? Așa. O să facem brăduțul. Apăsăm și trage. Acesta este brăduțul meu. Așa. Apăsăm și tragem. Ia uitați. Și ridicăm așa în sus. Ridicăm așa în sus. Vedeți? Apăsăm și ridicăm în sus. Așa. Deci au intrat jumătate de kilogram de frișcă pe lângă crema pe care am făcut-o. Așa. Așa. Și acum, cu zahăr granulat, o să facem zăpada. O să presurăm așa peste. Ia uitați. Așa. Vedeți? Ia uitați ce frumusețe. Punem peste tot. Și zahărul care ne rămâne, o să-l așezăm așa aici, pe margine. Uitați. O să-l punem așa pe margine, să se vene cu zăpada. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa. Brăduț pentru sărbători cu cremă de banane și blat umed. O să tăiem o feliuță să vedem cum arată și interiorul. O să tăiem o feliuță. Așa. Și acum o să scoatem. Ia uitați. Banane. Aici avem felia. Ia uitați tortul. Cum arată în interior. Tort brăduț. Ia uitați-l. Sper să-l încercați. Tort cu blat umed de cacao și cremă de banane. Și îmbrăcat în frișcă. În frișcă. Acesta este o feliuță. Ia uitați să vă arăt. Este moale, moale, nu are nevoie să fie însiropat. Este foarte bun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. Acesta este tortulețul pentru sărbători, tortuleț brăduț. Ia uitați-l. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici! Tortuleț brăduț! La revedere!